Catedralele, temple, biserici, astea sunt geamurile care se află în catedralele, care încă mai există, pentru că foarte multe clădiri de astea au fost dărmate. O poză face mai mult decât 1.000 de cuvinte și decât 1.000 de cărți și enciclopedii. Asta se numește magnetron. Magnetron, care se poate, poți să studiezi, e știință exactă, tehnologie, cu catod și cu anot și cu plus și cu minus și cu energie electrică și electromagnetică. Hai să vedem acum magnetronele atât în piatră, în ceea ce noi numim clădirile religioase de cult divin, și aici magnetronul în lumea tehnologică, ceea ce există în lumea industrială și pe urmă niște desene care sunt și pe mozaice și pe soluri. să mai spunem despre svastica care a fost folosită și de către nemți și acum să ne uităm la magnetronele care se află în pereții clădirilor, care oamenii spun că sunt doar pentru ornament, pentru că s-au construit așa în stil ca să fie frumusețea de arhitectură și de construcție. Asta și clădirile din India, care zici că arată ca niște jeturi, ca niște de -astea, lucruri de astea de tehnologie din marile corporații din ziua de astea care se folosesc de industrie energetică. Stilul ăsta de geometrie perfectă care se află în apă și în, în aer și în... când pui praf, de exemplu, pe o placă care are inducție electromagnetică, se formează formele astea geometrice perfecte din cauza rezonanței care se calculează în herți și, bineînțeles, geamurile care au același aceeași stil de geometrie perfectă care se vede la fel în apă și în rezonanța vibrațiilor care intră în diferitele materiale, apă și aer și praf și etc. Clădirile de cult divin din Asia, care sunt identice, sunt centrale de energie electromagnetică, cum sunt și catedralele din lumea creștină, atunci întreptul ce sunt religiile, mai ales cele, mari, cele trei mari religii monoteiste, nu? magnetron în industrie, magnetron clădire, deci a fost clădire în, și asta a pierdut acolo în mijlocul naturii, cum mai spune, dacă te uiți la da un magnetron în sine și te uiți la da o clădire din asta, este identică. Uh, lipsește catodul, care este partea centrală. Uh, cavity înseamnă locurile astea, care sunt găurile. Cavity, pentru ca să fie rezonanță. Prima găurile au fost acoperite cu sticlă în clădirile care noi le numim catedrale. Și într-o catedrală, trebuie să spui catedrală catod, în, uh, este aceeași origine, catodul este cel din centru pentru că vibrează catodul din centru cu anodul și aici cred că poza asta îți spune multe. Dacă faci o pauză și îți faci un scurt circuit cerebral neurologic, ca să, pentru că neuronii noștri în cap funcționează cu o energie electromagnetică, o să ai scurt circuit la fel cum a avut lumea asta care a fost topită de către un scurt circuit de inducție electromagnetică prin soarele negru și domul electromagnetic care de fapt este o sferă, de acolo vine mitologia oului cosmic știu că este că am avansat lucrul ăsta pentru foarte mult, dar nu, cine deja știe lucrurile astea e floare la ureche și uh, piece of cake, cum spune în limba engleză, ca și cum ai mânca o prăjitură. Și nu, no, astea se numesc magnetrone, dacă vezi magnetronul, sunt peste tot, ne se numesc și flori, dar nu, nim le spunem flori din cauza ignoranței. Domurile din interior sunt pentru rezonanță, au fost și foarte multe acoperite cu aur și cupru și metal, etc. Uh, clădirile tipice, asta este în Kiev, se numește Biserica Catolică, dar de fapt, aveți uh, geamul ăsta tipic cu rezonanță electromagnetică și sunet și turnurile care extrageau, uh, trageau energia din eter. Eterul care este, de fapt, energia electromagnetică care se află peste tot. Și no, atunci, dintr-o dată, schimbi mentalitatea și știința și cunoștința despre aceste clădiri care se numesc catedrale și biserici și temple, etc. Asta este una din Kiev, la fel care are ambele lucruri, atât din ceea ce prezintă cele din lumea creștină, cât și cele din lumea hindusă, din India. Și aici stilul ăsta de holuri mari, este geometrie perfectă, este pentru rezonanță electromagnetică. Nu este făcut doar pentru ca să fie frumos și mare și imperial. Un exemplu între Italia și Peru, Lima este capitala din Peru, clădirile construite în stil identic, aceea pentru rezonanță electromagnetică, și aici avem un exemplu în, într o carte de știință de tehnologie despre magnetron cu anodul, blocul de anod care este în cupru, găurile pentru rezonanță când se vibrează și catodul care este uh, la fel, are o, o, e așa este făcută ca să fie rezonanță între plus și minus pentru uzul energiei electromagnetice. Evident că au fost foarte multe au fost retrase din clădiri deci multe dintre clădiri au și au și-au pierdut metalele pentru că ăștia care au venit în 1800-1900 le-au scos toate, care nu le-au dormat, le-au luat aurul, cupru și chiar și solul, deci ceea ce era partea de, de jos, mai mult solul din clădire. Încă mai sunt în Rusia câteva locuri, biserici care au solul de fier, numai de aceea e solul de fier ca să fie rezonanță și inducție electromagnetică, folosind energia infinită din Eter până la urmă energia este ceea ce noi numim eterul, este de fapt energia infinită electromagnetică din cauza că avem un sistem închis, este soarele negru, care despre care nemții în de al doilea război au foarte bine, care este inducția electromagnetică, Vibe of Cosmos spune foarte multe în cărțile digitale și domul, care de fapt nu este un dom ca atare, deși noi îl vedem ca și dom pentru că ne înconjoară pe suprafața pământului pe care trăim, deși pământul ăsta este mult mai mare din cauza că luna este harta raza X a pământului, dar mitologia e, oului cosmic care se află în toate culturile pământului, nu doar în India, ci și chiar și în culturile din Europa și în America, numai că nu se studiază pentru că no, nu e interesant ca să știm mai multe. Oul cosmic face referință la de fapt câmpul electromagnetic toroidal vortex, care dacă îl vezi din afară, cum mai vine, ar fi ca și un fel de sferă. De acolo vine și noțiunea lui NASA când arată pământul glob. De fapt, NASA spune foarte multe adevăruri numai că le, le, le amestecă cu, cu globul atunci normal, trebuie să fie amestecătura de minciuni și adevăruri, dar nu. Cine știe să vadă între rânduri, să citească, să studieze, să-și petreacă timpul, Chiar și dacă pe mai o jumătate de oră, dar trebuie să știi să citești, să, să studiezi cum trebuie. Deci, exemplu, chestia asta, nu cu catedralele, hai să vedem poza. Magnetronul și magnetronul și avem catedralele sau poza asta. Deci, din start, din start știm că clădirile astea din le-am văzut așa, ni s-a spus că sunt locuri pentru cult divin, nu să te rogi, să cânți, biserică. Pe când încolo, din toate am avut cunoștința asta despre electromagnetism și magnetron și clădirile în sine au fost construite pentru uz electromagnetic energetic. De aceea era o clădire de asta mare în fiecare oraș, una sau două, depinde cât de mare era orașul, și pe urmă erau clădiri mai mici, adică bisericile locale, cum ar veni, sau templele locale pentru că se transmitea energia prin aer. Și atunci trebuia să fie una mare și mai multe mici, nu? Și foarte simplu, deci, nu. cine studiază știe lucrurile astea. Mai, mai impactant e când știi că le-ai avut în, față, în, fața nasului și a ochilor toată viața, dar niciodată n-ai făcut legătura între magnetron, între electromagnetism, între inducție electromagnetică, între soarele negru, între domul electromagnetic, între cărțile lui Vibes of Cosmos, care întrec cu mult Um, ceea ce se numește pământ platismul clasic, din care foarte mulți dintre ăștia care acum studiază și în limba română nu vor să iasă, pentru că e normal. În primul rând, nu le place, pentru că asta însemna că ar trebui să abandoneze foarte multe uh, prejudecăți. Și doi, uh, îi consumă foarte mult timp. Deci trebuie să te dedici timpul, să studiezi, să ți rupi cu prejudecățile care le-ai în cap și uh, trebuie să și cauți informațiile. Informațiile nu se caută doar că te așezi tu la internet pe Google, și cauți ceva și găsești numai prostii, de fapt. Sau găsești jumătăți de adevăruri, nu? Sau mai, nou găsești sfertul de adevăruri. În general, trebuie să cauți și în limba engleză, și în limba germană, și în limba rusă, și să cauți pe site-uri care, de fapt, nici măcar nu apar în indexul lui Google. Și normal. Atunci, asta trebuie să știi foarte mult, să-ți auci aminte, magnetronul. Dacă înțelegi magnetronul și electromagnetismul, atunci o să înțelegi foarte multe lucruri despre tot, de fapt. Și am să termin cu poda asta. Și cam atât, ne vedem într următorul video. Mersi, fain că încă mai ești pe aici ca să te mai, să mă mai, să mai auzi pe ăsta de aici din colț, adică pe mine. Și o să încercăm să aducem mai multă lumină asupra ignoranței noastre acumulate de-a lungul vieții. Salut!